Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să facem o trecere în revista principalelor titluri de astăzi. ASF are un buget de peste 4 milioane de lei pentru implementarea unui sistem IT de gestionare a petițiilor. 2014 a fost un an cu provocări pentru gotaie, asigurări, reasigurări. Educația financiară a copiilor o preocupare pentru companiile de asigurări. Și Fludria caută acoperire de peste 2 miliarde de lire sterline prin reasigurare. Să vedem acum și știrile pe larg. Autoritatea de supraveghere financiară organizează în luna augusta acestui an o licitație în vederea achiziționării infrastructurii hardware, software și a serviciilor IT în contextul strategiei IT a ASF-ului pentru perioada 2015-2017 și a implementării proiectului Sistemul de Gestionare a Petițiilor în ASF. Valoarea estimată a contractului este de 4.410.000 de lei fără TVA, iar sursa de finanțare a proiectului este din bugetul propriu al autorității, potrivit unui anunț public de instituție pe sistemul electronic de achiziții publice. Criteriul de atribuire va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, luând în considerare prețul și componența tehnică. Gota era asigurare. Asigurarea a încheiat cel de-al doilea an de prezență în România cu o creștere de 26% a subscrierilor. Compania a înregistrat în 2014 un volum al primelor brute subscrise de 84,31 milioane de lei și o pierdere asumată de 46,5 milioane lei. Se arată într-un comunicat de presă al companiei. Deși suntem încă la început de drum, punând bazele consolidate ale unei, ale unei creșteri sănătoase, 2014 a fost un an cu provocări diverse. Un an în care am continuat investițiile în companie, în resursele necesare a aducerii societății la nivelul pe care ni-l dorim, în alinierea atât la cerințele grupului din care facem parte, cât și la cele impuse de regimul Solvasi 2 și mai ales în alinierea companiei la așteptările clienților și partenerilor săi, declarând ca băbâneață ceo Gotaira Asigurări Reasigurări. Educația financiară a copiilor este o preocupare tot mai mare atât pentru companiile de pe piața bancară, cât și pentru cele din industria asigurărilor. Metropolitan Life și Junior Achievement România au derulat programul educațional Schimbăm Vieți în aproape 60 de școli din 10 orașe, în cadrul căruia peste 2000 de elevi de clasa 1 și a doua au învățat să economisească și să adopte obiceiuri financiare sănătoase. Educația financiară este esențială și poate fundamenta de la vârste fragete cunoștințe financiare care sprijină românii să ia decizii informate pentru viitorul lor și al familiei lor, a declarat Emilia Buneasio, Metropolitan Life. FLUDRI, programul de asigurare împotriva inundațiilor din Marea Britanie, caută să obțină o acoperire împotriva catastrofelor de peste 2 miliarde de lire sterline de la reasigurători, contra unor prime de circa 100 de milioane de lire sterline pe an. FLUDRI este, în esență, o structură non-profit dezvoltată între asigurătorii din Marea Britanie și guvernul local, cu rolul de a spori gradul de acoperire împotriva inundațiilor, mai ales pentru locuințele situate în zone unde acest risc este foarte ridicat. Aceasta va fi finanțată și gestionată de către asigurători, iar programul este anunțat să intre în vigoare în luna aprilie a anului 2016. Acestea au fost și ele zilei la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă revedesc cu colega mea, Ana.